O adevărată comoară a fost descoperită de un sibian care primise recent autorizație pentru detectorul său de metale. El a găsit în apropiere de Apoldul de Sus 132 de monede și obiecte de mici dimensiuni de pe vremea romanilor. Cătălina Buzoianu vine chiar acum cu mai multe informații. O ascultăm! Bun găsit tuturor! Bărbatul își achiziționase detectorul de metale în urmă cu o săptămână și tot atunci obținuse și autorizația de folosire a acestuia. Ulterior, împreună cu un amic, au decis să meargă în zona cunoscută sub numele de Apoldul de Sus, o zonă în care s-au mai descoperit artefacte, în speranța că va reuși să găsească, de ce nu, o comoară. Ei bine, norocul i-a surâs, pentru că la scurt timp după ce au ajuns acolo s-au auzit o serie de zgomote emise de către detectorul, iar după ce au săpat, au reușit să găsească o monedă. Au mai căutat ulterior și în cele din urmă au reușit să găsească numai puțin de 132 de monede și obiecte de mici dimensiuni din vremea romanilor. Comoara a fost predată de către cei doi bărbați la Direcția de Cultură din Sibiu, iar în zilele următoare o comisie va evalua și va expertiza comoara respectivă, urmând ca ulterior bărbații să fie și ei recompensați. Într-o perioadă de maxim 18 luni, ei ar putea să primească până la 30% din valoarea comorii.